Mamă, ăsta e primul clip din 2020. Mi-e și super ciudat să spun 2020, așa că, oameni buni, un an nou fericit tuturor și vreau să vă mulțumesc extrem, extrem de mult și vreau să vă mulțumesc din tot sufletelul ăsta al meu, micuț, pentru tot suportul pe care mi-l arătați și pe care mi-l dăruiți, pentru că, sincer, sunteți super, super, super șmecheri și formăm o comunitate extrem și mega șmecheră. Așa că, oameni buni, vreau să vă urez un an nou fericit și sărbători fericite. Este 7 ianuarie și ăsta este primul clip pe care îl filmăm despre noutăți și leak-uri. Adică, da, este foarte ciudat pentru că pur și simplu cei de la Fortnite, în data de 6 ianuarie, s-au reîntors în birourile lor așa de lucru, să zicem. Și o să avem de discutat puțin astăzi despre anumite lucruri și... o să discutăm despre noile skin-uri de default și despre o lumină ciudată care a apărut în munți. Așa că o să avem ce să discutăm astăzi și înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe dacă mai doriți astfel de episoade și nu uitați să adăugați codul ZSAMI pe item shop dacă doriți să mă susțineți. Așa că hai să intrăm în episod și să discutăm. Bun, și după cum am spus, cei de la Fortnite trebuiau să se întoarcă la lucru în data de 6 ianuarie, adică mai exact ieri. Pentru că astăzi, pe data de 7 ianuarie, trebuiau să se scoată lightsaber-ele. Și, ca să vedeți, nu s-au scos. Da, nu știm care este motivul pentru care cei de la Fortnite încă nu s-au întors în birouri și de ce încă nu avem update, pentru că nu avem update de ceva timp. Da, nu avem decât să stăm să așteptăm să vedem ce se întâmplă, pentru că toată lumea specula că va reveni un update și va fi un update în data de 7 ianuarie, adică exact când se vor scoate lightsaber-ele. Da, bun, ok, și vreau să discutăm acum despre ceea ce v-am spus eu despre noile skin-uri de default. Acum câtva timp, adică de fapt de câteva zile, tot circulă pe Reddit, pe Twitter, foarte, foarte multe concepte cu skin-uri de default. Și vreau să vi le pun pe ecran și vreau să-mi spuneți ce părere aveți, așa, la prima impresie. Bun, v-ați uitat 3 secunde, la ce părere aveți? V-ar plăcea skin-uri de genul să le avem în joc? Da, mie de exemplu mi-ar plăcea să fie skin-uri mult mai animate, mult mai drăguțe, așa de default. Adică să fim sinceri, arată super, super șmecher, dar în primul rând nu cred că skin-urile astea s-ar potrivi cu contentul și cu jocul actual. Adică nu cred că ar fi tui jocurile astea, adică nu cred că s-ar încadra skin-urile astea în joc. Adică uite de exemplu, cred că skin-ul 1 și 3 de pe rândul din mijloc, cred că alea s-ar potrivi. Dar 2 și 4 nu prea cred. Și mie mi se par super super tari chestiile astea, adică skin-urile astea chiar mi se par super super drăguțe și chiar aștept foarte foarte multe schimbări, pentru că știm că cei de la Fortnite, cred că când se vor întoarce, atunci vor reveni cu foarte multe schimbări și sperăm cu toți chestia asta. Și vreau să discutăm puțin, pentru că ținând cont că este 2020 și n-am intrat de-abia de o săptămână în 2020, avem câteva statistici legate de Fortnite. Adică pur și simplu putem să spunem că Fortnite a fost jocul care a făcut cei mai mulți bani anul trecut. Adică pur și simplu Fortnite a făcut 1.8 miliarde în 2019. Și asta se zice că pur și simplu el a scăzut cu 25% decât anul trecut, adică decât în 2018. Și sunt companii care spun că au făcut puțin. Da, dar totuși e o sumă extrem, extrem de mare, adică 1.8 bilioane de dolari. E extrem, e huge, e insane cât de mulți bani au făcut. Da, despre ce vreau să mai discutăm acum, pentru că sunt mai multe leak-uri despre care putem să discutăm. Ei bine, este o colaborare. Eu sincer nu știu jocul, dar am văzut undeva caracterele astea și poate îmi spuneți voi în comentarii, poate îmi dați voi idee care este treaba cu jocul ăsta. Adică vedem aici pe fundal că s-au găsit în fișierele jocului ceva texturi și ceva stringuri din astea, și texturi, și caractere, și LTM-uri, și mesh-uri, și tot ce trebuie pentru o colaborare între Fortnite și RAF. Wreck-It Ralph.
Nu știu, nu știu jocul, dar vă spun că eu am văzut, de exemplu, caracterul ăla grăsan în stânga de sus și poate îmi spuneți voi care este jocul ăsta. Și uite, vedem acolo, în stânga vedem pur și simplu caracterul, cred că ăla e caracterul lui Raf. După aia vedem acolo, jos de tot, cred că este, cred că face parte din LTM, scrie Punch Ground. Pur și simplu dă cu mâna în pământ și cred că o să dea damage dacă dă cu mâna în pământ, n-am și mie că idee. Și după aceea, în dreapta jos, avem acolo Venelope Texture. Pare a fi o fetiță extrem, extrem de mică, să fiu sincer. Și vedem sus de tot acolo că scrie Raf LTM, Raf LTM, Raf Mesh. Și după aia avem Raf Mesh. Nu știu care e treaba cu toate chestiile astea, dar avem leak la toată treaba asta, la o posibilă colaborare între Fortnite și Wreck-It Ralph. Poate știți voi să-mi spuneți ce joc este asta, pentru că eu chiar nu știu care-i treaba cu jocul ăsta. Și vorbind despre lumina respectivă despre care v-am spus, lumina de pe munte, da, ea are apărut acum și pur și simplu nu știu dacă știți înainte, nu mai știu nimic dacă am făcut leak despre chestia asta, pentru că înainte nu era o chestie atât de mare, dar ținând cont că a fost o dată și s-a dezactivat și acum a reapărut, este posibil să fie un easter egg sau să fie o chestie care poate anunța un update sau un event mai bine spus. Da, o chestie care anunță un event. Și pur și simplu înainte, pe Reddit și pe Twitter, chestia asta se numea Casa lui Donald Mușterică. Da, efectiv toată lumea spunea că acolo e o insulă și toată lumea spunea că aia este casa și sunt luminile casei lui Donald Mușterică. Și pur și simplu este o chestie foarte interesantă care, după cum am spus, da, poate anunța un event. Și sunt extrem de curios care o să fie treaba cu chestia asta, pentru că ea, după cum am spus, lumina asta a existat în trecut și s-a reîntors acum, a reapărut. Când? Acum două zile, dacă nu mă înșel, în data de 5 ianuarie sau ceva de genul ăsta. Și avem o chestie, de fapt o întrebare despre pe care aș vrea să vă pun așa. Voi sunteți mulțumiți de editurile pe care noi le avem în Fortnite? Adică voi ați vrea să avem mai multe edituri în Fortnite? Nu știu. De exemplu, uite, am văzut pe Twitter și mă gândeam să vă pun întrebarea asta. V-ați dori un edit pentru con în jos? Cum e chestia asta de aici? Uite, vedem. Asta e un concept care mi se pare foarte tare. Pur și simplu să ai un edit cu conul în jos. Adică pur și simplu în loc să pui un con și după aia poți să... De fapt, când pui un con normal, el efectiv e un con. Dar pur și simplu poți acum, de exemplu, să pui un con în jos. Bine, ăsta e un concept. Mi-ar plăcea, sincer, să fie mai multe edituri. Asta e părerea mea. Mi-ar plăcea să existe mai multe edituri, să avem mai multe posibilități, pentru că așa ar fi jocul puțin mai palpitant. Și da, ar fi tare totuși chestia asta să editezi toate patru pătrățele și să se lase conul în jos. Și, de exemplu, să poți să pui con sus, la mijloc să ai o podea și după să mai pui și un con în jos. Mamă, gândiți-vă ce protecție ar fi chestia aia. Ar fi super, super tare. Și da, oameni buni, cam astea sunt chestiile pe care eu am vrut să vi le aduc astăzi. Sunt extrem de curios ce părere aveți voi despre toate chestiile astea. Și așa un mic fun fact la sfârșit. Cam ăștia sunt toți, cam astea sunt toate echipele, de fapt cam ăsta este numărul de echipe, că mai țineți minte că am jucat cu Mitsu la Winter Royale. În prima zi cam atâtea echipe s-au jucat în Europa, 135.165 de echipe s-au jucat doar în Europa. Și asta înseamnă că dacă au fost duo-uri, asta înseamnă că au fost 270.330 de jucători doar în prima zi pe Europa. Asta e, de fapt, ăsta e un număr destul de mare, să fiu sincer, pentru prima zi. Destul de măricel, să fiu sincer. Da. Și mai avem așa încă un mic fun fact. Avem acum playerii împărțiți pe regiuni și pe platforme. Adică dacă s-au jucat pe consolă, dacă s-au jucat pe PC, dacă s-au jucat pe mobile. Da. Sunt niște informații destul de interesante și, oameni buni, cam astea sunt informațiile pe care eu vi le-am adus astăzi. Sper să primim update cât mai curând. Eu am fost The Sami, nu ne vedem la viitoare și nu uitați, dacă doriți să mă susțineți, cod shop The Sami. V-am pupat, pupat!